urma un moment de dans populară, iar eu am uitat că trebuie să urc pe scenă. Oați era la poze, făcea poze sau ceva, nu și-a dat seama că începuse deja momentul, eu urlam după el. Oați, te rog! Eu nu sunt talentat ca voi. What's up, strigați-l! Păi și ce fac, mă, frate? Cine ne cheamă, mamă? Rubi. Mă cheamă acolo, că eu intru pe aici. Hai, intru cum fac, iertați-mă, mă bat ai mei. Vă pup și vă iubesc, am plecat la ei. Stai. Drept, da? Acum. În timp ce alergam spre scenă, Joe mă certa, ai ratat momentul, nu mai cântăm. Am luat-o de mână și am chemat-o pe scenă, am urcat, am intrat în mijlocul dansului, am început să dansăm. Mi-am luat energia de la Nemărin, care ne privea cu un zâmbet larg, ca și cum, bravo copii, haideți mai departe, chiar dacă ați greșit, tot e bine, dați înainte. Bătrâni nu sunt foarte mulțumiți de mișcările noastre. Ne cam dau la o parte. Ne-au început să ne strânge prin spate pe mine și pe șiftul. Fugi de aici! Fugi de aici! Intram în picioarele lor, nu foarte descentrați am fost. Dar a fost frumos! Iarăși, ne distrăm, frate! Fetele alea superbe, că nu mai puteam să mă mai uni la ce dansează, că mă uitam la fețele lor. Câtă bucurie pe fețele lor că dansează, că fac ce le place, că... Bă, pasiunea aia, cât... Doamne, mi s-a părut incredibil. Mi s-a transmis o energie pe scenă pe care eu n-am mai simțit-o pe scenă de foarte mult timp. De-abia așteptam să o văd pe Joe. Joe a stat tot timpul lângă mine la masă. De emoții a băut un pic de vin ca să-și facă curaj. Dom'le, are o energie extraordinară. Are o energie pozitivă fata asta, dar are voce. Și dacă dragostea-i tot ce ai, să știi că ești cu un picior în rai și mai bogat decât te credeai. Ca să primești trebuie întâi să dai și dar din dar se face rai atunci când dragostea-i tot ce ai. Rubina s-a dus și a ridicat publicul la propriu, la momentul meu, s-a dus și a ridicat pe oameni în picioare. Mă uitam la ea de pe scenă și îmi venea să plâng. Nu venea să cred. Gândește cât de mult te leagă față de un om o chestie de genul ăsta. Ce om în industria muzicală mai face o chestie de genul ăsta pentru tine? Nimeni, zic eu, nimeni! Soare! Sau ce n-am cu soare? Până prin culoare? Super energie, eu sunt atât de încântat de generația asta nouă de muzicieni și cum ei cântă împreună, cum știu ei versurile unul la celălalt. Vine lângă mine și îmi spune că s-o operă de artă. Eu știu ce are în minte, o să dispară ca ploile de vară. Crede că porșul lui o să-mi aprindă văpaia, dar mai tare îmi place cu ticarul mamaia. Dar eu nu prea vreau că astăzi sunt și soare. Sau ce-mi dau cu soare? Se vede pe fața lor că oamenii ăștia nu se gândesc la bani. Ei se gândesc doar să transmită publicului energia lor și pentru ei. La fel am făcut toată viața mea, eu am dansat și încă dansez pentru mine.
s-a părut cel mai tare număr, patru generații. Mulțumim frumos, bravo! Felicitări, bravo! De la bătrâni, și mi-a plăcut că au început așa, că dansul așa merge. Bătrâni, ăia mai tinerei, ăia mai puștani și copii. Exact așa au făcut, super tare. La un moment dat, cred că erau 60 de dansatori pe scenă. E ceva ce privești și parcă ți se știi... Și să și transmită. Părul pe tine, adică să se și transmită, uite. Mi se pare foarte tare. Că se poate ca dintr-o familie, celălalt să nu vrea să facă. Așa frumos a început Edi cu Joe, parcă erau doi dansatori profesioniști. Bună seara, Butuceni! Urcă și coboară, urcă și coboară, România orientală, sushi, sushi, jos, sushi, jos, baga, don't start, căldură mare, monșer, dar noi Dubai, hai dă-mi cuba lejer, dar frăpai, că ne-am mai rinem ceare, bonsai! A apărut shift. A început cu vorbele, au apărut Ruby, a apărut WhatsApp, împreună și-au făcut momentele, au venit fetele, energie bună la copii, am văzut că nu s-au încurcat, am venit și noi în spate, Edi, 3, 2, 1, hai nașule! La Fusion am avut o surpriză să vedem niște oameni care au dansat împreună foarte frumos. Dălen, că nu putem să-l înjurăm pe bătrânul Broscoi care și-a luat toată mătasea broaștei astăzi, a dansat frumos tare. Și la final a avut energia aia bună, că și-a dat el seama că se termină spectacolul, că Fusion a fost pe la final, a avut energia aia bună, a dansat el, a râs el, l-am văzut eu pe el, că atunci e... Nu cum a început spectacolul? Nu, la final, când a avut bucuria aia și când toți au dansat într-un sincron... Mulțumim frumos! Haide sus, sus, hai sus! Hai, hai de sus aici! Hai, de mână! Hai, hai! Hai toți și voi! Hai și voi în față, hai în față, copii! Toată lumea! Hai! Hai, 1, 2, 3 și hai, hai sus, sus, sus! Hai! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim! În momentul Fusion a ieșit absolut spectaculos. Eu am ratat 3 sferturi dintre momentele mele. Și l-am mereu în urmă. Important e că toată lumea și-a făcut treaba. Ce tare a fost! Ce energie am avut, mă! Nu am mai auzit de la toată! Yeah, 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 yeah! Hey, hey, după ce am văzut acest moment frumos, seara s-a încheiat cu Shift, Shift Baby, care a făcut un spectacol foarte tare. Băi! Deci cum, la Shift-ul Baby, la moment, au tras doamne popularele ca ursul la miere. Imediat au venit toate doamnele îmbrăcate frumos în costumul ăla popular. Doamne, cât de frumos! Și au împânzit scena de frumusețe și au făcut din momentul foarte frumos al lui Shift un moment de neuitat.